Salut și eu am găsit la un episod pe Samp, pe episodul cu numărul 800 din seria noastră de 6 ani de zile de Samp. Mai rar în ultimul timp, dar nu pentru mult timp. Bă, filmez de pe laptop, după laptop, pe cum vă dați seama, la o oră, nu ne mai lasă ăștia afară să ieșim după 23, acum cică după 22, e groaznic. Se mărește vara și noi, dar n-are nimic, că putem să facem pe Sam, dar n-am moduri să dau set. Facem zi pe Sam și stăm aici. Scuze. Bă, mi-a făcut în Sampu, mi-am luat un microfon. De fapt, microfonul ăsta l-am de cine vechi pe canal, ține minte, când aveam microfoane de alea de la... Încercam toate căștile din Altex la 40 de lei, bă, toate le încercam și până la urmă mi-am luat un microfon profesional, un Samsung la 200 și ceva de lei și se aude super bine. Dacă nu vorbești aproape de el și nu țip tare, dacă vorbești mai tare o să buze. Dumă poker. Și nu aveam cablu la el. Am luat un cablu, l-am găsit rupt. Adică USB-ul era turtit acolo, fierul ăla, și abia l-am făcut, metalul acolo. În fine, am intrat acum câteva seri pe joc pentru că mi-a dat mesaj Albert NBN. A intrat noi pe server și a făcut un cont și m-a rugat să-i dau niște rubine. De fapt, a pus niște story și vă dați seama că la câți urmăritori are, am spus că hai că ne face puțin reclamă, poate i-am dat câteva rubine, n-a făcut mare lucru cu ele și a pus niște hidden-uri și a luat VIP, mai multe chestii. Dar așa, ne-am jucat un pic pe la poker și nu înțeleg de ce se tawache HP 1000. Nu înțeleg de ce toată lumea e nebună așa cu pokerul ăsta, deci chiar n-am înțeles. De ce toată lumea se joacă poker, deci îmi dă foarte mult mai mesaj cu pokerul. Stai un pic, înainte să ne apucăm de un meci, dau atât. Să vă arăt Battle Pass-ul nou, am băgat Battle Pass sezonul 5. Dacă îl cumpărați pe cel premium, ala primiți și cele de jos, dar și pe cele de sus, iar părțile de sus le găsiți free. Ia uite cât avem și ce puteți câștiga, da, /bp și le găsiți aici mai... Dacă vreți să uitați mai în detaliu pe stele, misiunile le găsiți pe quests. Deci avem 8 săptămâni, în fiecare săptămână se deblochează niște quest-uri. De exemplu, săptămâna asta, ia să vedem ce avem mai ușor așa. Livrează 4 vehicule chiriate, ușor, asta ușor, asta ușor, o rundă de paintball, mai grea un pic. 10 meciuri de biliard să le joci, nu știu dacă trebuie să le și termin, bănuiesc, doar, mă rog. Pickpen ușor și distractiv asta, asta ușoară, și aici de goșurile astea un pic, cere un pic mai mult timp. Ușoară și mișto, asta îmi place. 6 roburi cât de cât și mișto, 6 cu salute, 15 minute, e doar o chestiune de timp. Deci foarte mișto questurile, chiar super ok, față de cum au fost sezoanele trecute, în care majoritatea erau misiuni la joburi. Acum chiar sunt mișto, de exemplu, să faci poză la Infernul Surtean, mi se pare interesantă. Vreau să dau un meci și să încep să fac și eu din tierurile astea, că mi se par ușoare și pot să le fac în cât un episod. 6 joacă aici. Să mă pun aici 300 chips, trebuie să cumpăr chipuri. Chipuri. Chips. Oare cum se zice la chips? F2G în ăla. Bă, nu. Nu, că nu mai cumpăr. Nu mai joc ăsta. Mă duc eu mai bine să-mi fac poză la 15 Invernusuri. Vreau să vă spun că băgăm acum un update. Lucrează Xenon la... De fapt, eu am lucrat de asta, am fost neactiv, am lucrat la un antivirus, Spawn 522, la un anticheat de la zero, absolut de la zero. Vrem să mărim locurile în mafie, să facem mai multe locuri în mafie, să facem un anticheat de la zero, exclusiv pentru Rubine Fritz, să meargă, să zic așa, să nu mai fie treabă cu coduri mafii și așa mai departe. Și cred că atunci o să ne putem juca și în mafii.
Asta era singurul lucru, nașpa, ar fi că nu... Bă, trebuie să mă duc să-mi iau o cameră foto, dar... De ce să o iau când give una oache 43 parașuta, cred, bă, nu camera. Cred că 38 parașuta. Good name, para, kh, 46. Ia să facem poți la uniform, să-i n-ac se bagă. Dă-te puțin iubito din cameră. Stai, mă, dă-te, mă, să treci tu. Bă, dar ești retard. Bă, câteodată jur că îmi place să mă joc pe contul lui frate meu pe care l-am făcut pentru el și intru pe contul ăla și nu mai vine nimeni după mine. Faci o cursă de job, mai vorbești cu playeri, mai poți să faci mișto, nu știu, pe... Cred că de când sunt owner, cred că de când sunt owner mi s-a mai luat cheful de sampa așa ca înainte. Că ziceți că bă, că înainte era activ, că pe bagi de jucai rupeai și acum mai știi. Bă, cred, bine, nu vreau să caut o scuză sau așa. Păi... Ce are acum? Nu merg două puncte. Am luat planeta asta. Da, chestia asta. Bine, și acolo eram admin, dar aveam niște responsabilități, nu făceam ce voiam. În fine, nu știu, n-ați trăit niciodată experiența asta, să zic așa, că eu am mai fost și pe un server de Metin, pe mai multe, de fapt. Și nu mai era mișto, nu te mai puteai juca. Și ca una la fel, uite, de exemplu, ca să vă dau, să vă faceți o idee, poate câțiva dintre voi ați avut servere, doar de fan de alea cu host, cumpăra la 5 euro și făcut un game-o de pe net să aveți admin 7, spuneți-mi în cât timp vă plictisiți. Bine că nu erau player, dar și dacă ar fi, nu stai să te joci cu ei ca admin să le dai ce vrei, că nici nu poți în primul rând, de exemplu, eu nu pot. Adică pot, dar nu e normal, nu vreau. Și care e distracția? Nu știu, e mai mișto să te joci ca jucător normal. Și... Nu știu, ai ce duci și tor, să filmezi într-adevăr. Bă, da, mă învârc ca prostul, mă, pe aici, stai așa un pic. Ce vreau să fac? Quest. Ia stai. Mi s-a pus, mă, fotografiază și pe timp pe Infernus. Da, așa că mai are ce un infernos. Oare... Așa... you need to rest, at least. Trebuie să aștept măcar 10 minute. Bun, păi și timpul ăsta ce pot să fac? Rest. Ia. Yeah. Livrează 4 vehicule închiriate. Achiziționează o parașută pe Ciliad. Gata, mă, gotu, mă. Da, uite, ca să o combinați, să combinați quest-urile astea 2 într-unul, puteți să vă duceți să luați o mașină închiriată și o aduceți pe Ciliad. Deci, nu. Și când ajungeți pe Ciliad, vă cumpărați o parașută. Și ați făcut 2 în 1. Ca cafeaua. Bui parașută. Gata. Misiunea bla 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 a fost. Ia să vedem dacă e beta online. Pizdos în beta. Știi că vin din... Cum se numea, mă, zona aia de mai încolo de Grove, din Jefferson? Știi că... Nu. Ziceți-mi o zona de asta de mafie care să rimeze. Îmi lăsați în comentarii. Dar și ce ați mai făcut? Bun. Asta ziceam, că e condus și tors. Bă, dar voi vă dați seama că eu de 7 ani de când fac YouTube, eu am defectul ăsta că încep 7 fraze și nu termin niciuna? Și mi-ați lăsat comentarii încă de la primele clipuri filmate, că m-am apucat prima dată cu metin de YouTube. Încă de atunci. Bă, frate, dar tu ești ca în retard, cred că ai o problemă, nu poți să-ți ții o... Uite, de la cap la coadă. Trebuie să spam 52 de... Bă, asta se întâmplă când fac pauze de la YouTube. Da, aveți cuvântul meu. Da, pe bune vorbesc. Dar nu, că nu mă credeți, că nu mai inspir încredere. Nu pot să vă mai zic ceva acum, că nu inspir încredere, că v-am zis de atâtea ori că sunt activ și n-am fost. Nu mai inspir încredere. Bine, n-aveți cuvântul meu, dar eu vă zic că în
viitorul apropiat, apropiat, viitorul apropiat, nu vă să mai vorbesc, în viitorul apropiat, ciudat mi se pare acum cuvântul apropiat, nu pot să-l mai pronunț. Așa, o să fiu, o să fiu, o să iau YouTube-ul ca înainte, nu știu, băi, deci jur că mi-e dor să, eu n-am mai fost la sală de un an, jur că mi-e dor să mă uit la sală dimineața, că dimineața mă uceam, așa, aveam pe la 1-2 acasă, și după aceea, când îți făceam un duș, îmi făceam un shake, stăteam 4-5 ore la calculator, nu 4-5, 3 ore stăteam cam așa, mâncam ceva, un pui cu orez, cu cartofi fierți, cu mâncare de asta de pușcăreaș, și după aceea stăteam până seara, mai mâncam o dată și stăteam până noaptea. Și noaptea mai băgam un cotaj, ceva. Și aia era, stăteam tot, băi, jur că mi-e dor de viața aia, nu știu, deci pe bune vorbesc, dar mi-e dor și de prietenii cu care stăteam, adică nu mai e MIP, nu mai e ăștia, nu știu, Sniper, nu mai e Marius, nu mai e Jay-Z, nu mai, avem noi o conferință, dar nu mai, uite și tu, nici nu mă mai interesează jocul la cât am, la cât de nostalgic am devenit Quest. Ia să vedem. Uite, asta se mișto să ți le faci cu prietenii, da? Cu cine? Că n-am prieteni. Vizitează casa lui Yahmurek. ID 181. Ăla e Yahmurek sau ăla e Dio? ID 181. Voi cred că aveți altă. Got 180. A, nu, stai că gen casa. Got house 180. Ia. Salut, frate meu. Stai că trebuie să mă la casă. Tot și ăsta tot la casino. Bă, dar nebunii lui am cu casino, pe bune. Salut. Nu 522 era din RG? Ba da, și de ce spawnez mereu infernos? Find house 181, sper că 181 era. N-am apăsat sem pe astea, dar n-am hărți. Map. Mamă, lăsă, stai așa. Casa a fost scoasă la licitație, uite-o lăsă. Mai știți când făceam live la licitații? Mamă, ce erau licitațiile, zici că era mare nebunie atunci. Ia asta mă să răspund și eu la telefon, că n-am răspuns de un an. Salut, da. Salut, frate. Ia, fă-mi o ofertă, ceva, vindem un Infernus, un Neon, un... Nu cățește când doream să răspunzi. Păi de ce? De ce? A vrut să-i răspund ca să-mi spună... Ca să-mi spună că a vrut, că vrea să-i răspund. Te urmăresc. De când? Ia. Yeah. Deci, dacă... Bă, da, mă. Hai, lasă-mă, pula mea, dacă ești pe interes, spui că mă iubești și după aia îmi cer bani. M-ai înțeles? Mai ați înțeles, băieți? Am ajuns? Stai să intru în casă. Bă, țineți minte că nu era pandemia și rupea melodia asta? Să vă spun ceva, place mult de ea. Ce ură se uită Mărtanu. Sunt cu Pablo aici în cameră. Update, Quest. Bă, dacă vreți să... Dar nu știu cum să v-ați uitat până aici. Dacă vreți să vedeți story-urile cu Albert Nbână, intrați la mine pe Instagram, pe YouTuber, că am pus niște alea la story. De fapt, cred că s-au dus. În fine, dar poate o să le pun iar, dacă dați follow, să vedeți cine a jucat pe joc. QSTS. Am făcut casa lui la complete, da. Bă, bun, ăsta a fost videoclipul, băieți. Am băgat sezonul 5 de Battle Pass, lucrăm la un mare, de fapt eu lucrez la un mare, să nu lucrez, hai să-mi luăm meritele la un anticid de la zero, să fie mișto în mafie, o să mă din și locurile în facțiunile de mafie. Și să ne putem juca corect, adică mai corect de n-ați jucat decât pe single player, așa. Cu să mânuiți arma. În fine, am făcut și eu un mic setup, stau ca închinui pe aici, microfonul l-am pus pe întrepied de la camera pe care am folosit-o de 3 ori, de la vlogul cu mama și la încă 2. Îmi stă un pic în stânga, nici nu îmi stă în fața
gurii, stau pe pat, pe un ăsta de-al pisicului, pun sisal, biroul la, aș putea să mă duc, da, îți trăie cap pentru asta și nu prea. Bine, în fine, nevea ta viitoare, am stoic, mersi de vizionare, băieți, și dacă facem 1000 de like-uri, pamă, ar fi incredibil. Hai, vă pup și mi-e dor de voi.